în român. Lucrăm cu materialul clientului. Astăzi plecăm de la un mesaj sosit pe adresa emisiunii. Bună! Îmi doresc o relație și mă întâlnesc cu diferite femei. Semn că e bărbat, deși nu se mai știe. Însă mă simt mereu ciudat atunci când vine nota. Opa! Este atât de important cine plătește? Există o regulă? Menționez că un bărbat a pus această întrebare, care nu este student. Adică... Nu e student. Nu e, adică nu e chiar cu banii de alocație venit la această întâlnire. Semn că el și vrea să facă o casă bună cu cineva. Acum mă întreb dacă se întâlnește cu diferite femei, se întâlnește așa întâmplător sau le invită pe undeva? Că îmi imaginez că un bărbat o invită pe o femeie la o cafea, la o cină. Păi ca să vină în nota, eu zic că trebuie să o inviți. Să o inviți. Deci cineva... Cineva a făcut invitația. Da. Iar dacă el a făcut invitația, cam ar trebui să nu se simtă ciudat în clipa în care vine nota, ci pur și simplu să se gândească că va trebui să o plătească. Și dacă nu iese nimic după? Întreb și eu, ca proasta. Și el de unde să știe dacă este ceva după sau nu? Aici. Este aici da. O... Este un joc, dar pe de altă parte, în clipa în care tu ți-asumi o invitație, în clipa în care inviți pe cineva la masă, este evident că trebuie să știi că trebuie să plătești. Și atunci te uiți, o invit la, undeva la un hot dog sau o invit undeva la o cafenea sau o invit undeva la o cină elegantă. Haideți să atingem problema serios. Noi nu suntem aici în măsură să facem curs de bune maniere. Ok. Doamna Saulea vă vorbește, stimați domni, din punctul de vedere al femeii, femeie în toată firea, care are și ea un plan, un gând, care da, o vrea la un moment dat să se și dezbrace, o vrea să facă și un copil doi sau să se mute acasă la tine. Deci vorbim super pragmatic. Acum cine a învățat diriga că ar trebui să facem, știți că nu se mai poartă. Deci un bărbat care vrea să obțină ceva de la o întâlnire, că de-aia se vede acolo cu femeia. Atunci trebuie să știe că în clipa în care invite o femeie la cină, de exemplu, ea consideră că deja și-a plătit cina de când pleacă de acasă. Pentru că ea, pentru a merge la această cină, va merge la coafor, își va face unghiile, va investi ceva în haine. Deci, practic, prezența ei și tot ce aduce ea la întâlnire, ea consideră că a făcut o investiție. Și atunci, partea cealaltă a investiției masculine este că el va plăti cina pentru prezența ei acolo. Că după aia, mai departe, vor merge undeva sau nu, rămâne de ce se întâmplă la cină. Pentru că nu îți garantează nimeni că, eu știu, cu o friptură ai și reușit să obții ceva. Sau cu limonadă. Sau cu o limonadă, sau fiecare câte lasă inima. Deci eu cred că relația merge mai departe în funcție de cum e chimia între cei doi, nu în funcție de ce e pe masă. Eu sunt prezentator, n-am voie să-mi dau cu părerea. Dar iese din discuție plata nemțească, indiferent unde trăiește în Europa. Plata nemțească e din ce în ce mai frecventă, pentru că a apărut această idee că femeile sunt puternice, femeile își pot permite să-și plătească partea lor și atunci suntem egale în tot. Însă, în ceea ce... Nu e o cină romantică? De unde, asta, de unde asta, atâta Germania? Asta fiind o cină romantică, dacă într-adevăr e romantică și nu e doar un date în care îmi dau seama că nu-mi place persoana respectivă și nu vreau să am nimic de a face cu ea și nu vreau să rămân datoare cumva, atunci insist să plătesc. Aici e o capcană și mulți bărbați ar trebui să fie atenți la această capcană, pentru că noi femeile tindem să verificăm bărbatul de la prima întâlnire. Și atunci, dacă el lasă să înțeleagă că trebuie să plătesc și o jumătate, voi plăti jumătatea mea, dar e posibil să nu mai stau două ore. Și atunci, probabil prima invitație ar trebui să fie plătită de bărbat ca să fie el sigur că obține și următoarea invitație. Și pentru că femeia nu e întotdeauna om, s-ar putea ca ea să zică, vrei să plătesc eu? Doamne ferește, e o capcană! E capcană clară. Deci să nu cădem în ea. Și mai există o variantă în care tu ca bărbat trebuie să fii atent în clipa în care ea preia frâul. Eu plătesc, eu am bani, eu sunt puternică, eu am de toate. S-ar putea ca toată relația să fie așa. Adică eu sunt cea care ia ultima decizie, eu sunt cea care am energia asta masculină și eu hotărăsc. Și atunci poate e momentul de la început să știm cine este bărbatul, cine este femeia în această relație romantică. Bun, haideți să vedem ce au mai vrut să știe fetele din redacție. Eu mă bazez foarte mult pe întrebările lor, că știu că unele sunt cu... au așa o muscă pe căciulă. De ce unele femei totuși sunt deranjate când li se cere să-și plătească partea? Asta nu e o întrebare pusă de femeie. De ce sunt chiar deranjate? Adică le și vezi că fac după o postare lungă și supărată. Pentru că odată dacă tu m-ai invitat, eu mă aștept că invitația o duci până la bun sfârșit,
Și doi, cumva, cred că dacă mă pui să plătesc partea mea, nu mă consider suficient de valoroasă și atunci trebuie să vin cu extra valoare, adică să plătesc partea mea de masă ca să aduc valoare la această întâlnire. Ceea ce sigur că e deranjant pentru orice femeie, mai ales dacă ea s-a pregătit și a venit cu maximum ce putea să ofere la întâlnire. Unde ați vedea că un om de peste 25-27 de ani ar trebui să scoată o oamă la prima întâlnire? Cât de sofisticat? Că nu putem merge direct la operă, bănuiesc. Exact. Ideal ar fi să nu o duci nici la o cină la care trebuie să stai 2 ore brând nebrând și atent la toate lucrurile acestea și nici într-un loc care este prea la colțul străzii. Adică ar fi o cafenea drăguță în care să poți să stai și jumătate de oră și 2 ore dacă vrei, sau și 4 ore, cât merge dialogul. Să nu-ți faci griji că o să mă coste cina nu știu câte milioane și nu sunt pregătit pentru asta. Și atunci, dacă de aici simt nevoia să merg la următoarea întâlnire, mă uit și eu pe cine invit și la văd a doua unde... poți să o duci la burger sau vezi cum mănâncă cu gura plină și o să... Sau îți dai seama dacă e de burger sau e de, știu eu, gurme. De gurme. Bun. Eu cred că mulți oameni și-au dat ochii peste cap când au văzut subiectul, dar tot acestor domni le amintesc, nu mai vreți de fete, că din păcate, dacă citiți în online, există problema asta în 2024. Bărbați care nu plătesc nici măcar la prima întâlnire sau își plătesc doar partea lor. Și te întreb dacă e problema lor sau a doamnelor care acceptă lucrul ăsta. Da, e o lege nescrisă de când lumea că bărbatul este provider și atunci chiar dacă ea este milionăreasă, trebuie să dea măcar senzația că este provider. Da. Pentru că na, și la păun contează cât de mare e coada. Da, coada, corect. Și la leu și la... Așa e. Și la gorilă nu pot să vă spun. Nările contează la gorilă, nările. Mulțumim tare mult. Noi nu suntem aici să punem la zi, dar poate vă mai dăm idei sau exemple.